în videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați aceste bărcuțe foarte drăguțe din hârtie. Pentru proiectul de astăzi vom avea nevoie de o coloană de hârtie A4. Să începem! Primul lucru pe care l-avem de făcut este să îndoim coloana de hârtie A4 pe jumătate, în acest fel. Desfacem, îndoim încă o dată pe jumătate. Desfacem, îndoim în acest fel, cum am îndoit prima dată pe jumătate, întoarcem cu partea care se deschide, adică aceasta, în jos și vom aduce marginea aceasta către marginea aceasta, având grijă să se alinieze și presăm bine. Facem la fel și cu marginea aceasta. Și am ajuns la această formă. Jos vom avea partea care se desface și îndoim unul din colțurile acestea, le aducem în interior, având grijă ca marginea aceasta de aici să se alinieze cu cea de aici. Vom face exact același lucru cu acest colț. Am ajuns la această formă, întoarcem pe cealaltă parte, facem exact același lucru și cu acest colț, marginea de aici o aducem până la această linie. Ca să ne fie mai ușor să îndoim, putem să îndoim marginea aceasta în sus, în acest fel, desfacem și îndoim acest colț până la linia formată de îndoitură. Cam așa. La fel și în partea aceasta. Ok, și am ajuns la această formă. Una din marginile acestea o îndoim în sus. Întoarcem pe cealaltă parte. Îndoim și această margine exact la fel pe linia asta, în sus. Și asta e forma la care vom ajunge. Acum avem partea aceasta care se desface și vom desface în acest fel, astfel încât să unim aceste două colțuri și presăm. Iar forma la care am ajuns este aceasta, așa va arăta pe partea asta, așa va arăta și pe partea cealaltă. În continuare vom aduce colțul de jos peste colțul de sus, în acest. Cam așa și presăm foarte bine. Întoarcem pe cealaltă parte și facem exact același lucru și cu celălalt colț. Și am ajuns la această formă pe care, la fel, o vom desface ca pe prima. Unim colțurile astea. Ta-da! Ok, întoarcem colțul care nu se desface în sus. Și de aici vom desface aceste două colțuri, cam așa. Deci doar aceste două colțuri le desfacem. Și o așezăm puțin astfel încât vârful să rămână în sus. Iar la final așa va arăta bărcuța. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!